Nu știu dacă ați observat, dar e multă ambiguitate în sarea în bucate. În sensul că nu e deloc clar ce fel de sare folosește Mezina din poveste, ca să ne facem și noi o idee despre curățenia sentimentelor față de părintele ei, împăratul. Ci că sarea de mare e mai sănătoasă decât sarea normală. Cine a zis? Nu sunt de acord că sarea de mare e mai sănătoasă decât sarea normală. Sarea de mare? Da. Asta, la asta apelez când se termină sarea de Himalaya. Aia roz. Ai văzut, mă, sarea de Himalaya roz, care teoretic e pe Himalaya de 2000 de ani și are termen de garanție? Da, are termen de garanție, nu așa, și-a și umblat bancul ăsta. Ia uite, bă, e sarea, are vechime 200.000 de ani și expiră în 3 luni, cât ghinion s-a. Păi da, într-o zi o să ne trezim că o să auzi că OPC-ul a închis munții Himalaya. Au descoperit, de fapt, că numai la gramaj, că trebuie să intre niște standarde OPC-ul din Nepal. Oricum, eu aud că, de fapt, se fac vreo 200 de kg de sare pe an, se scot în Himalaya și avem toți acasă. Adică, cumva, eu și cu voi avem cam un sfert din producția aia, în bucătărie. Ce se întâmplă alminteri? S-a demonstrat științific că sarea de mare și sarea din mină conțin aceeași cantitate de sodiu și că, în esență, nu există deosebiri semnificative, în afară de preț, culoare și ambalaj. Este foarte adevărat că atunci când se extrage din mină, ca să nu avem culoarea aia cenușie, sunt puse și niște chimicale și se rafinează, știi? Și se elimină nutrienții. Dar nutrienții din sare sunt extrem de puțini, nesemnificativi. Deci, practic, nu contează atunci când mâncăm sare rafinată sau sare nerafinată, cantitatea de nutrienți, pentru că este nesemnificativă. Frățioare, este o... din ce știu eu de la... școală este niște sodiu amestecat cu niște clor. Ce contează ce fel de sodiu, ce fel de clor sau de unde vin? Ideea e următoare. Eu am vorbit și cu mulți șefi care fac mâncare în fiecare zi și se pare că sarea aia care este nerafinată are parcă un gust mai altfel, mai bun. Poate de la nutrienții care au rămas și care sunt oricum nesemnificativi pentru organism. Mie nu mi se pare că există nicio diferență. Mi-e greu să cred că e mai mult decât o șmecherie de marketing. Ți-a pus vreodată problema să folosesc de aia că e mai bună? Folosesc sare de mare pentru că e mare și nu-mi sărează foarte mult preparatul. Asta e logica mea. Dar acum nu știu dacă spui sare pe hrană deschisă. Știi că se pune pe tăietură, da? E așa, dar nu cred. Îți mituri. Dar spui sare de mare pe tăietură. Sare de mare neiodată. Când o să fiu bogat o să-mi pun sare de gheran. Atunci, cu trufe, știi? Bag o trufă și pun sare și o să fie bine. Un lucru e clar. Nu contează de unde e sarea, ci câtă e la noi în farfurie. Ceea ce, la drept vorbind, e valabil și în cazul, sau mai ales în cazul, zahărului. Inamicul public numărul 1 după corupție și fake news. Doamna prim-ministru spunea, uite aici, spunea că educația și sănătatea cetățeanului sunt primordiale. Deci dacă sunt primordiale, atunci hai să ne aplecăm asupra zahărului și a sării, așa cum ne aplecăm și asupra tutunului și alcoolului. Poate să punem niște taxe în plus, poate să facem ceva. Nu doar anunțuri la televizor cu evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. De ce să nu recunoaștem? Există raelieni, pastafarieni, apateiști, există o biserică maradoniană și fructarianism. Sunt printre noi și oameni care susțin că de ani de zile trăiesc bine mersi mâncând numai fructe, menționând că au ajuns aici începând o dietă bazată pe fructe pentru a slăbi. Ce să zic, mi se pare aproape interesant, dar nu m-am lămurit exact dacă e o campanie de marketing a unui importator de banane sau o campanie de PR a unei noi religii, conform căreia omul se trage de fapt din fructul cunoașterii. Poți slăbi mâncând fructe și bând suc de fructe? Hai mă, ce ești? A, nu, sub nicio formă. Nu, e un mit prost. Lucrul acesta este o greșeală teribilă în prezent, mai ales că acum sunt la modă. Nu numai aceste storcătoare care de care mai lăudate, că eu știu la ce turații și la ce temperaturi funcționează, dar este mai nou foarte la modă și această idee de detox, în care se consumă cu precădere sucuri, ei spun de legume și fructe, dar în final sunt mai degrabă de fructe cu un pic de legume. Dar trebuie să faci mișcare, trebuie să te miști. Și să ții un echilibru între... Adică să nu crezi că dacă stai în pat, în fundul patului și ai 3 cutii de suc de portocale la cap și mănânci doar mandarine, o să te dai jos divă, nu? Ce trebuie să știm este că apa cu fructoză, că asta există în fructe, apa cu fructoză, deci într-o băutură carbogazoasă există apă cu zahăr. Într-un suc natural există apă cu fructoză. Acum, dacă fermentează la noi în ficat sau într-un butoi, știe toată lumea că din apă cu fructoză se face alcool.
Și atunci, în momentul în care noi consumăm suc de fructe, indiferent de culoarea și aciditatea lui, trebuie să înțelegem că este ca și cum i-am dat ficatului, echivalența este un pahar de suc, un pahar de bere. Deci după o cură de apă cu fructoză, noi avem, dacă nu umpliu cutanat pe abdomen, cu siguranță pe procentul de grăsime avem câteva procente în plus. Asta este bietul organism, nu știe să facă din apă cu fructoză decât grăsime. Slăbești dacă faci mișcare și dacă mănânci constant, dar slăbești dacă faci mișcare. Eu am avut 120 de kg, știu ce înseamnă asta. Da, da, da. Haideți să mâncăm legume, că acolo nu avem fructoză, și fructele să le considerăm un desert, pentru că așa au fost ele făcute de natură. Apă cu fructoză egal desert. Acum mă aștept să-i aud pe carnarieni susținând că pot slăbi mâncând numai carne. Ceea ce nu-i chiar o noutate. Dar măcar acum știm că așa arată iadul pentru fructarieni. Da, da, carnea trebuie și asociată cumva. Adică o friptură de vită mișto, dar făcută doar vită, fără nimic altceva. Practic, organismul consumă mai multe calorii ca să o digere decât are carnea în sine. Dar când începi să-i dai un pireoaș și o sălățică lângă, s-a cam terminat. Și atunci intri pe net și începi să-i ceri pe aia cu miturile. Boss, am făcut și eu ca tine, am mâncat doar vită. Dar el nu spune că a avut și o jumătate de pâine și 3 crede cartofi la vita aia. Și cartofii au fost la aburi. Da, exact. Dar mulți. Dar au fost la aburi. Că nu mă pot abține. Pam, pam.